Luați-o, vă rog. Ședința Curții Constituționale se declară deschisă. Se examinează sesizarea privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși. Se verifică prezența în ședință. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, domnul președinte Dorin Cimil, mulțumim, luați loc, domnul Șarban, văd că la mine e notat Maxim Lebedinski. Așa. Se mai întâmplă. Da, suntem bucuroși să vă vedem și pe dumneavoastră în ședința noastră. Asemenea. Da. Reprezentanții concurenților electorali. Domnul Sergiu Litvinenko, reprezentantul Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate. Mulțumim, luați loc. Reprezentantul blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, deci nu s-au prezentat. Din informația care a pervenit în adresa curții, deci nu vor fi prezenți astăzi în ședința curții. Asta mi s-a raportat. Au anunțat la telefon? Mi-a anunțat acum în coridor. Așa, și reprezentantul partidului politic Șor, deci domnul Cazac Dumitru. Da, procura este. Mulțumim, luați loc. Sesizarea va fi examinată în următoarea componență. Doamna Domnica Manole, președinte, domnul Nicolae Roșca, doamna Liuba Șova, domnul Serghei Țurcan, domnul Vladimir Țurcan, judecători, cu participarea domnului Marcel Lupu, asistent judiciar. Stimați colegi, există abțineri? Nu sunt. Există recuzări din partea participanților procesului constituțional? Nu sunt. Mulțumim. Alte demersuri? Se explică drepturile și obligațiile participanților la proces în conformitate cu articolul 31 din Codul Jurisdicției Constituționale. În ședința Curții Constituționale, părțile beneficiază de drepturi egale. Părțile au acces la lucrările dosarului, aveți dreptul să vă exprimați punctul de vedere privind sesizarea, să prezentați argumente ce se referă numai la problema în cauză, să adresați întrebări participanților la proces și să răspundeți la întrebările acestora. Să formulați cereri și demersuri. Aveți dreptul la cuvântul de încheiere. Conform eticii, procedurii jurisdicției constituționale, participanții la proces se adresează curții constituționale și răspund la întrebări stând în picioare, iar prezentarea punctului de vedere privind sesizarea trebuie să aibă loc de la tribuna centrală. Și înainte de a trece la examinarea cauzei, solicit părților procesului să respecte măsurile de protecție în timpul procesului. Aveți cele necesare, aveți dezinfectant, măști, toate cele necesare sunt asigurate. La fel solicit să fie respectată etica procesului, să manifestați respect față de Curtea Constituțională și față de toți participanții la proces. Numai o clipă, vă rog. Prezentăm raportul asupra cauzei. Să gândesc, nu știu ce face probleme.
Raportul pe asta. Cerem scuze. Deci, la originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși depusă la Curtea Constituțională pe 19 iulie 2021 în baza articolelor 62, 69 alineatul 1 și 135 alineatul 1 litie din Constituție, 97 din Codul Electoral, articolul 4 alineatul 1 litera E din legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alineatul 1 litera E și 38 alineatul 3 din Codul Jurisdicției Constituționale. De asemenea, Comisia Electorală Centrală i-a trimis Curții Constituționale contestația partidului politic Noua Opțiune Istorică, care a solicitat 1. Constatarea fraudării rezultatelor alegerilor din 11 iulie 2021, renumărarea buletinelor de vot din ziua alegerilor și 3. Anularea rezultatelor alegerilor. Se oferă cuvânt, deci, reprezentanților Comisiei Electorale Centrale. Domnul președinte, dumneavoastră primul să vorbiți, poftim la tribuna centrală. Onorată Curte, vreau să remarc că prin decretul președintelui Republicii Moldova, numărul 77 din 28 aprilie 2021, privind dizolvarea Parlamentului, a fost stabilită la data de 11 iulie 2021 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate. În scopul punerii în aplicare a decretului președintelui Republicii Moldova și în temeiul prevederilor codului electoral, CEC a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021. La fel ca și scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020, alegerile parlamentare anticipate din acest an au fost organizate și desfășurate în condițiile pandemiei COVID-19, în contextul măsurilor generale adoptate de autorități pentru limitarea răspândirii virusului, CEC a asigurat respectarea regulilor de securitate epidemiologică, luând măsuri specifice de protecție a tuturor subiecților implicați în procesul electoral împotriva îmbolnăvirii. Voi începe cu totalizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală, prin hotărârea numărul 5178 din 19 iulie 2021, a statuat caracterul valabil al alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și a aprobat procesul verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor prin care a fost constatat numărul de alegători incluși în listele electorale, numărul de alegători care au participat la votare, numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, precum și alți indicatori specifici domeniului electoral. Prin hotărârea numărul 5179 din 19 iulie 2021, Comisia a exclus din procesul de atribuire a mandatelor de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 partidele și alte organizații social-politice, blocul electoral și candidatul independent care nu au trecut pragul minim de reprezentare stabilit la articolul 94 alineat 2 din Codul Electoral. La fel, la aceeași dată, Comisia, prin hotărârea numărul 5180, a aprobat șirul descărcător de voturi valabile exprimate, obținute de concurenții electorali, care au atins pragul minim de reprezentare și a stabilit numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ce revin concurenților electorali. Partidul Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, 63 de mandate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, 32 de mandate și Partidul Politic Șor, 6 mandate. În final, Comisia a atribuit prin hotărârea numărul 5181 din 19 iulie 2021 mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate, a declarat candidații supleanți la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova care nu au fost aleși potrivit rezultatelor alegerilor și a prezentat Curții Constituționale pentru validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova lista deputaților aleși spre confirmare și spre confirmare listele candidaților declarați supleanți. Cât privește unele aspecte de organizare care urmează a fi elucidate în această scurtă sinteză a raportului prezentat Curții, vrem să menționăm că și pentru aceste alegeri parlamentare anticipate au fost întreprinse măsuri și acțiuni în temeiul codului electoral,
menite să perfecționeze procedurile electorale, astfel conform cutumii instituționale, CEC a modificat mai multe regulamente și instrucțiuni și a aprobat noi acte normative. Și la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Comisia, cu titlul de linii directorii pentru concurență electorală și instituțiile mass media, a pus la dispoziția acestora documentul Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Cu regret, însă, din cei 23 de concurenți electorali, doar 7 au semnat codul de conduită, iar instituțiile mass media în genere au eludat inițiativa Comisiei. Cât privește înregistrarea grupurilor de inițiativă și a candidaților la funcție de deputat în Parlament. Pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate, din 11 iulie 2021, Comisia Electorală Centrală a înregistrat două blocuri electorale, și anume blocul electoral Renato Osatăi și blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, 20 partide politice și un candidat independent. Potrivit prevederilor articolul 46 din Codul Electoral, perioada de punere a documentelor în vedere a înregistrării candidaților la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a început la 12 mai 2021 și s-a încheiat la 11 iunie 2021, perioada în care la CEC au fost depuse 24 dosare pentru înregistrarea candidaților la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, între care 20 de dosare din partea partidelor și altor instituții social-politice, două dosare din partea blocurilor electorale constituite și doi candidați independenți. Totodată, la alegerile parlamentare anticipate a fost înregistrat doar un singur grup de inițiativă, în susținerea domnului Valico Vecislav, în calitate de candidat la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetățenilor. În total, au fost înregistrați 23 de concurenți electorali, dintre care 13 au solicitat ulterior modificarea listelor de candidați, iar Comisia a adoptat în acest sens 19 hotărâri la operarea modificărilor în listele de candidați ale solicitanților colectiv. A fost monitorizată menținerea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele secții. Constituirea circumscripții electorale, asistențe de votare și organelor electorale ierarhic inferioare. Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, CEC a constituit 38 de circumscripții electorale de nivelul al doilea, a constituit 37 de consilii electorale ale circumscripției electorale și 2150 secții de votare, dintre care 150 în afara țării, iar 41 de secții de votare pentru alegătorii care au domiciliat în localitățile de stânga Nistrului. Comisia Electorală Centrală a stabilit și numărul de membri ai organelor electorale inferioare, care pot fi degrebați de la locul de muncă permanent, a aprobat statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție și a stabilit perioada pentru care membrii acestor organe electorale au fost convocați sau degrebați de atribuțiile de locul de muncă permanent. În birourile electorale, ale secțiilor de votare au activat 18.728 membri, dintre care 1.422 în afara țării. Scurt despre constituirea secțiilor de votare în străinătate. La 5 mai 2021, CEC a solicitat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și Biroului Relații cu Diaspora, din cadrul Cancelarei de Stat, să desemneze câte un reprezentant pentru participare în procesul de elaborare a planului de lucru în vederea realizării activităților de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot ai Republicii Moldova aflați în străinătate la ziua alegerilor. La 25 mai, MAIE a prezentat propunerile ambasadelor, sistematizate într-un tabel, de a organiza circa 190 de secții de votare. În scrisoare s-a indicat că bugetul inițial calculat de minister pentru asigurarea alegerilor peste hotare, în sumă de 5,35 milioane de lei, și a informat că se referă la numărul orientativ al secțiilor de votare discutat inițial cu CEC, circa 150 de secții de votare. În această ordine de idei, dacă numărul secții de votare va trebui reevaluat, impactul financiar și cel logistic pentru organizarea și gestionarea secțiilor de votare, propunerile adiționale ale ambasador pentru diviziile de cheltuieli se analizează și vor fi comunicate suplimentar. La situații din 26 mai, conform datelor de care dispune Comisia, erau înregistrate, recepționate în total 100.050 de declarații pentru înregistrare prealabilă, depuse fie electronic,
fie pe suport de hârtie. La fel, prin adresa numărul CEC 8/3997 din 27 mai 2021, președintele CEC i-a solicitat Guvernului Republicii Moldova asigurare de plină financiare a organizării și desfășurării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 prin aprobare în acest sens a unei hotărâri cu privire la estimarea cheltuielilor pentru secții de votare peste hotarele țării, urmând a fi stabilit plafonul maxim de finanțare și numărul de secții pentru care se va asigura finanțarea. Conform hotărârii Guvernului numărul 57 din 12 mai 2021, s-a dispus alocarea către Ministerul Finanțelor din Fondul de Rezervă a Guvernului, Comisiei Electorale Centrale, mijloacele financiare în sumă de 70 milioane lei pentru organizare și desfășurare alegerilor parlamentare anticipate, însă devizul de cheltuieli estimativ pentru organizare și desfășurare alegerilor parlamentare, fiind în sumă totală de 125.046,7 lei, care cuprindea cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale sesului de votare de peste hotare în sumă de 11.280.000 lei, dintre care cheltuieli pentru indemnizația funcționarilor electorale din cadrul birourilor electorale ale sesului de votare de peste hotare țării, și anume 3.694.000 lei, și cheltuieli care urmează a fi efectuate către MAIE pentru organizare și desfășurare alegerilor în birourile electorale ale sesului de votare peste hotarele țării, 7.585.000 lei, și s-a întocmit în baza evaluării pentru cifra de 150 secții de votare. Prim-ministrul Republicii Moldova a comunicat prin scrisoare numărul, deci din 19 mai, că Guvernul Republicii Moldova este disponibil de a aloca Comisiei Electorale Centrale necesarul de mijloace financiare, începând cu data de 20 iunie 2021, după determinarea exhaustivă a tuturor costurilor. Ulterior, în corespondența dintre CEC și Ministerul Afacerilor Externe, s-a stabilit formula de prezentare a informațiilor pentru acordul țărilor în gază privind deschiderea sesiilor de votare. S-a stabilit numărul și locația exactă a sesiilor de votare pentru care MAIE poate desemna președinți ai birourilor electorale din rândul funcționarilor electorale, deci diplomați și calificați, și s-a solicitat informația dacă din fondurile de rezervă au fost alocate de către guvern mijloace necesare pentru organizarea sesiilor de votare care urmează a fi deschise în străinătate. La 5 iunie, MAIE a informat CEC despre posibilitatea deschiderii unui număr necesar de secții de votare peste hotare, menționând că nu vede obstacole la ziua de astăzi pentru deschiderea secției de votare, iar clarificările necesare sunt cuprinse în scrisoarea MAIE din 2 iunie 2021. Ținând cont de propunerile înaintate, în cadrul ședinței Comisiei de a menține numărul secției de votare în străinătate, pentru legea parlamentară din 11 iulie 2021, conform listei de liste din alegerile președintelui Republicii Moldova de la 1 noiembrie 2020, CEC a constituit inițial 139 secții de votare peste hotarele țării. Prin hotărârea CEC numărul 4974 din 8 iunie 2021, de modificare a hotărârii numărul 4966 din 5 iunie 2021, a fost aprobată lista cu 146 secții de votare peste hotarele țării, după cum urmează. Au fost excluse câte o secție de votare din orașele Atena din Republica Elenă, Oradea din România, Bolzano din Republica Italiană, au fost incluse secții de votare suplimentare în orașele Leipzig, Düsseldorf și Bremen din Republica Federală Germania, orașele Piacenza și Rimini din Republica Italiană. Ulterior, având la bază hotărârea Curții de Apel, numărul deci din 17 iunie 2021, menținută prin decizia Curții pentru Justiție din 22 iunie 2021, CEC, prin hotărârea 5060 din 23 iunie 2021, a suplinit lista secției de votare cu 4 secții de votare suplimentare deschise în orașele, în orașul Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, orașele Hanovra și Nürnberg din Republica Federală Germană, orașul Las Vegas din Statele Unite ale Americii. Ca urmare, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, pentru alegătorii care în ziua votării se vor afla în străinătate, au fost constituite 150
secții de votare în 36 de state, numărul secțiilor fiind mărit pasă de scrutinile precedente. În premieră au fost deschise secții de votare în orașul Kaluga din Federația Rusă, orașele Leipzig, Düsseldorf, Bremen, Hanovra, Nürnberg din Republica Federală Germană, orașele Piacenza și Rimini din Republica Italiană, orașul Las Vegas din Statele Unite ale Americii. În urma desfășurării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, cel mai mare număr de alegători care și-au exprimat dreptul de vot la o secție de votare din străinătate a fost de 4.119 secții de votare, numărul 38/40, Republica Franceză, orașul Paris. Cât privește constituirea secțiilor de votare pentru legătorii care au domiciliu în localitățile din stânga listului, municipiul Vender și unele localități ale raionului Căușeni, CEC a deschis 41 de secții de vot pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot domiciliați în unitățile teritorial-administrative din stânga listului, în municipiul Vender și în unele localități ale raionului Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Asigurarea măsurilor de protecție în procesul de organizare a alegerilor în contextul situației pandemice COVID. Menționăm că, ținând cont de regulile generale stabilite de autoritățile competente pentru prevenire și controlul răspândirii infecției, Comisia a alcătuit o listă a bunurilor și echipamentelor de protecție ce urmau a fi achiziționate și repartizate organelor electorale, în speță mănuși, măști, viziere și costume de protecție, termometre, dezinfectanți pentru suprafețe și mâini. Astfel, CEC, la data de 15 iunie 2021, a adoptat hotărâre numărul 5000, prin care s-a stabilit recepționarea de către Consiliile Electorale de circumscripție, de către Ministerul Sănătății, Ocupării Muncii și Ocupării Sociale, prin intermediul depozitelor autorizate ale Ministerului, bunuri și echipamente de protecție COVID. Cu lucrarea cu autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale și unele instituții în vederea asigurării desfășurării în bune condiții a alegerilor, s-a desfășurat în temeiul hotărârii numărul 4826 din 7 mai 2021, unde au fost stabilite responsabilități suplimentare pentru instituții și autorități ale administrației publice centrale, care, pe tot parcursul perioadei electorale, autoritățile și instituțiile enumerate, cu excepția Băncii Naționale a Moldovei și a autorităților administrației publice locale, au prezentat periodic, o dată la 10 zile, Comisiei note informative despre mersul executării acestor hotărâri. Instruirea funcționarilor electorali și a altor subiecți implicați în procesul electoral. În data de 11 mai 2021, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, pe lângă Comisia Electorală Centrală, a aprobat planul de instruire pentru alegerile parlamentare anticipate de 11 iulie 2021, în baza căreia au fost realizate activități de instruire a membrilor organelor electorale, dar și altor grupuri de beneficiari. În total, în perioada electorală, pentru bună desfășurare a scrutinului parlamentar, deci în cadrul a 232 de seminare, 33 webinare, 11 videoconferințe pe YouTube, CICD a instruit 11.810 de persoane. Informarea și educarea electorală a alegătorilor. Pentru scrutinul parlamentar anticipat, Comisia a organizat și desfășurat o campanie de informare și educare ție electorală, sloganul acestei fiind votează, votul tău contează. Au fost elaborate un șir de materiale ce au avut scop motivarea alegătorilor de a participa la vot, precum și informare despre procesul electoral. Toate materialele au fost difuzate la posturile radio și TV din țară, iar pentru diasporă pe rețele sociale. În acest context, CEC a propus 5 spoturi video audio. Acestea au fost elaborate în limba română, substrate în limba rusă. E de menționat că toate spoturile video elaborate de către CEC au fost însoțite de translare mimico-gestuală, fiind dedicate și persoanelor cu dizabilități auditive. De asemenea, spoturile au fost lăsate pe pagina web oficială a Comisiei și pe profilul instituției de pe rețelele sociale. Monitorizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală a acreditat 1.800 de observatori naționali. Dintre aceștia, 1.524 au fost înaintați de 7 asociații puștești și 2 instituții de monitorizare și au desfășurat activitatea în secții de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova. În secții de votare constituite în afara țării, au monitorizat desfășurarea procesului electoral
în total 276 de persoane, dintre care 158 de persoane acreditate din partea a 6 concurenți electorali. La capitolul observatori internaționali, Comisia a acreditat în total 642 de persoane. 114 de observatori internaționali au fost acreditați din partea a 20 de misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova și 475 de observatori internaționali din partea a 15 organizații internaționale de monitorizare, inclusiv 29 experți electorali din partea a 10 autorități electorale din statele cu care CECUL își are anumite relații de parteneriat. Totodată, pentru acest scrutin au fost acreditați 24 observatori internaționali din partea unei organizații internaționale care au monitorizat alegerile în secțiile din afara țării. Consiliile electorale de circumscripții au acreditat 8.178 de observatori. Reflectarea activității CEC și a campaniei electorale în mass media, pentru asigurarea unei reflectări corecte, imparțiale și echilibrate a campaniei electorale în mass media, CEC a aprobat la 12 mai 2021 regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate în mijloace de informare în masă din Republica Moldova. Documentul stabilește modul de acordare a timpului de antenă gratuit și contraplată pentru publicitate electorală, organizarea dezbaterilor electorale și principiile de reflectare a campaniei electorale în instituțiile audiovizualului, presa scrisă, internet și telefonie mobilă. În vederea reflectării campaniei electorale, pentru alegerile din 11 iulie 2021, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a acreditat 89 jurnaliști internaționali. Cât privește actualizarea și întocmirea listelor electorale, odată cu startul perioadei electorale, alegătorii au avut posibilitatea să depună la organele administrației publice locale declarații de ședere în perioada 1 mai 10 iunie curent, în cadrul apeleurilor, prin intermediul RSA, au fost aprobate 3.195 declarații de ședere. Alegătorii au avut posibilitatea să se înregistreze prealabil online pentru participarea la vot în străinătate, prin intermediul aplicației înregistrarea prealabilă. Pentru înregistrare au aplicat această opțiune 99.908 cetățeni ai Republicii Moldova. În listele electorale de bază ale secțiilor de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova, la momentul tipăririi au fost incluși 2.786.446 alegători. Cu 20 de zile înainte de ziua legilor, conținutul listelor electorale de bază a fost disponibil pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, prin funcționalul verificate în RSA, prin intermediul aplicației se putea afla la ce secție de votare este arondată o adresă sau, introducând IDNP-ul, se putea afla la care secție de votare te regăsești în listă. Pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale puteau fi găsite doar toate listele electorale pentru orice secție de votare din țară, în format PDF, la rubrica liste.cec.md, dar și pe harta interactivă. Asigurarea informațională și procesul electoral. Comisia Electorală Centrală a aplicat la nivel național în cele 2150 secții de votare deschise modulul prezența la vot și procese verbale al SIAS alegeri. Infrastructura disponibilă în cadrul CEC a fost interconectată la resursele STISC pentru a asigura continuitatea procesului de vot în caz de calamități sau situații excepționale la sediul CEC. Astfel, continuitatea procesului de monitorizare în regim real a mersului votării și transmiterii rezultatelor preliminare putea fi realizată fără întrerupere, chiar și în situații extreme, decădere a unuia sau mai multor servere, deteriorarea fizică a rețelelor de comunicație, deconectarea tuturor surselor de curent și a generatorului. De asemenea, a fost prevăzută infrastructură dedicată și pentru paginile oficiale ale Comisiei, cum ar fi cec.md, votează.md, pentru a spări timpul de răspuns și a face față solicitărilor sporite în ziua alegerilor. Ca și pentru scrutinile anterioare, pentru afișarea prezenței la vot și a rezultatelor preliminare, Comisia a lansat platforma online care a permis tuturor cetățenilor urmărire în timp real a prezenței la vot și a ratei de participare a alegătorilor la secțiile de votare. Afișarea datelor a fost posibilă prin intermediul unor infografice generate conform mai multor criterii. Pentru alegătorii prezenți la vot, a fost realizată distribuția datelor după sex și după vârstă, calculat din numărul total de alegători prezenți la urne, distribuite atât pe unități administrative teritoriale de nivelul al doilea, cât și conform circumscripțiilor, incluzând și rata participării.
De asemenea, după încheierea procesului de vot, au putut fi urmărite în timp real rezultatele preliminare obținute de către candidați. Astfel, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, pagina oficială CEC a fost vizitată de peste 200.000 de utilizatori, care au generat circa 700.000 sesiuni și peste 2 milioane de afișări pe pagină. Din pagină. Susținerea financiară a grupului de inițiativă și a campaniei electorală. Prin hotărârea CEC numărul 4830/2021 a fost stabilit plafonul mijloace financiare ce pot fi virate în contul bancar destinat grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului independent la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 108.950 lei. Cu privire la finanțarea campaniei electorale, prin hotărâre CEC numărul 4831/2021 a fost stabilit plafonul general a mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul fond electoral al concurentului electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 20.707.070 lei. De asemenea, prin hotărârea numărul 4832/2021, CEC a stabilit cuantumul creditului fără dobândă, acordat concurenților electorali și la alegerile parlamentare anticipate de 11 iulie 2021, acestea constituind 50.000 lei pentru fiecare partid, organizație social-politică, bloc electoral și suma de 10.000 lei pentru fiecare candidat independent. În parte ce vizează donațiile de la persoane fizice cu venituri din afara țării, Comisia s-a adresat Serviciul de Informație și Securitate, Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Procuratura Generală, Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova și Băncii Naționale a Moldovei, cu solicitarea de a fi acordat suport în identificarea unor instrumente de verificare a donațiilor provenite de la persoane fizice din afara țării, în vederea asigurării interdicției stabilite la articolul 41 alineat 2 litera E din codul electoral, la acceptarea donațiilor de la persoane juridice, Comisia Electorală Centrală a colaborat cu Agenția Achiziții Publice în vederea verificării dacă persoanele juridice donatare au încheiat în ultimii 3 ani înainte de începerea perioadei electorale contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri sau servicii. Drept rezultat, s-a identificat în cazul a 7 donații că persoanele juridice în perioada de referință au avut încheiate contracte de achiziții publice, iar în urma sumării de către CEC a concurenților electorali, 6 donații au fost returnate către persoane juridice donatoare, iar o donație a fost transferată la bugetul de stat. Modelul, textul și tiparul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare anticipate. La 22 iunie 2021, CEC a stabilit ordinea de înscriere în buletin de vot a celor 23 de concurenți electorali și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din acea dată. Totodată, CEC a stabilit tirajul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare, deci în număr de 2.917.942 buletini de vot, dintre care 2.153.244 în limba română și 764.698 în limba rusă, destinate sectorul de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv sectorul de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului și 726.700 buletini de vot, dintre care 62.600 în limba română și 64.000 în limba rusă, destinate sectorul de votare din străinătate. În baza procesului verbale pentru totalizare rezultatului votării pentru alegerile parlamentare anticipate de 11 iulie 2001, încăpit de către CEC, Comisia a constatat că numărul de alegători incluși în liste electorale de bază a fost de 2.768.035, numărul de alegători incluși în listele suplimentare 284.568, iar în total la votare au participat 1.480.965 alegători, iar rata de participare la votare este de 52,30%, ceea ce constituie mai mult de o treime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. În ziua votării, la secțiile din străinătate s-au prezentat 212.434 alegători. Conform procesului verbale prezentate la CEC pentru localitățile din stânga Nistrului, numărul 37, s-a constatat că au participat la votare, în total, 28.791 delegători din aceste localități. Prin urmare, CEC a declarat valabile alegerile parlamentare
anticipate din 11 iulie 2021 în baza hotărârilor deja indicate. Cât privește contenciosul electoral, în perioada electorală CEC a înregistrat și a plasat pe pagina web oficială un număr de 26 de contestații, dintre care 12 contestații s-au examinat și a fost răspuns prin scrisori. 14 contestații au fost transmise spre examinare după competența Inspectorului General de Poliție, Procuratură Generale, Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității, Procuraturii Anticorupție și Consiliul Electoral de Circumscripție. Contestațiile transmise organelor electorale au fost examinate de către aceștia, într-un caz fiind admise contestația și anulat actul contestat, iar în două cazuri contestațiile au fost respinse. Cu referire la contestații transmise Consiliului pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității, acestea a emis două avize consultative, conform cărora mesajele care conțin elemente de instigare la ură și discriminare ar putea fi considerate drept presiune, influență sau un îndemn al populației, iar fiind acceptat un astfel de îndemn, concurentul electoral care are viziuni, strategii și opinii diferite ar putea fi prejudiciat. Contestațiile transmise organelor de drept pentru examinare potrivit competenței se examinează în ordine generală, conform termenilor stabilite către Codul Contravențional și Codul de Procedură Penală, cu informare ulterioară a depunătorilor și a Comisiei Electorale Centrale. În afară de contestații au fost depuse și 173 sesizări, dintre care 151 înaintate către concurenți electorali, 9 de către alegători, 7 din partea autorităților publice, 2 din partea observatorilor naționali. Ca și în cazul contestațiilor, la sesizări s-au dat răspuns prin scrisori, iar sesizările în legătură cu faptele ce conțin elemente ale contravențiilor sau infracțiuni au fost redirecționate organelor de drept. Examinarea judiciară a contestațiilor. În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală a fost parte la 24 dosare al căror obiect a fost contestarea acțiunilor sau inacțiunilor de scrisorilor și hotărârilor adoptate, urmare a examinării litigiilor electorale. Instanțele de judecată s-au pronunțat asupra tuturor cazurilor, astfel. În privința a 7 cazuri judiciare, instanțele de judecată au emis încheieri privind declararea inadmisibilității acțiunilor depuse. În cazul unui număr de 7 cauze judiciare, instanțele de judecată au emis hotărâri prin care acțiunile au fost respinse. În 3 cauze, acțiunile au fost admise de către instanță și emise 2 hotărâri în obligare și o hotărâre în anulare în parte a actului administrativ. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule președinte. Poftim dacă sunt careva întrebări din partea colegilor. Întrebări față de dumneavoastră are domnul judecător Sergiu Țurcan. Poftim. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Cimeu, pe data de 19 iulie 2021, Comisia Electorală Centrală a adoptat 5 hotărâri, cu numărele 5178, 5182, pe care le-a transmis Curții Constituționale și conținutul cărora dumneavoastră le-ați prezentat acum în discursul dumneavoastră. În același timp, aceste hotărâri puteau fi contestate în termen de 3 zile de la data adoptării la Curtea de Apel Chișinău. Dacă dumneavoastră rețineți informații, au fost sau nu au fost contestate aceste hotărâri la Curtea de Apel Chișinău în acest termen? Onorată Curte, vreau să comunic că în dimineața zilei de astăzi nu a fost informație privind contestarea acestor hotărâri emise de către Comisie la data de 19 iulie curent. Vă mulțumesc. Și a doua întrebare cu referință la unele contestații referitoare la actele Comisiei Electorale Centrale. Dumneavoastră chiar ați analizat raportul, menționând că în 3 cauze, acțiunile care au fost depuse de concurenții electorale au fost admise de către instanțele de judecată și emise 2 hotărâri în obligare și o hotărâre de anulare în partea actului administrativ. Spuneți, vă rog, în ce măsură aceste hotărâri ale instanței de judecată au fost executate de către Comisia Electorală Centrală? Da, noi ne referim la hotărâri ce viza deschiderea secției de votare peste hotare pentru alegătorii care se află peste hotare țării. Urmare, și am indicat în raportul meu că, ținând cont de aceste hotărâri ale Curții de Apel și Curții Supreme de Justiție, am examinat posibilitatea extinderii deschiderii unui număr mai mare de secții de votare, în limite la 150, având preventiv și o rundă de consultări cu Ministerul de Externe, care a aprobat disponibilitatea asigurării pentru aceste secții de votare a funcționarilor electorali și a echipamentului necesar pentru petrecerea alegerilor. Mulțumesc! Nu sunt alte întrebări. Din partea participanților procesului, nu sunt întrebări.
întrebări, vă mulțumim, luați loc, vă rog. Domnule Jarman, dumneavoastră doriți completați? Onorată curte, tot ce a relatat domnul președinte este rezultatul gândirii colective și adoptării în unanimitate a acestor documente, deci eu doar susțin cele menționate de domnul președinte. Dacă vor fi întrebări, sunt gata să răspund. Mulțumesc! Mulțumim! Întrebări, stimați colegi? Nu sunt. Din partea participanților, tot nu sunt. Vă mulțumim frumos, luați loc și cuvânt se oferă reprezentantului Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, domnului Sergiu Litvinencu. Poftim la tribuna centrală. Onorată curte, distinși judecători, onorată audiență, voi fi foarte laconic, pentru că, într-adevăr, raportul Comisiei Electorale Centrale este unul exhaustiv. Din punctul nostru de vedere, alegerile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Legalitatea acestora urmează a fi confirmată, respectiv mandatele trebuie să validate. Verdictul de alegeri parțial libere și parțial corecte cu care au venit Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, din punctul nostru de vedere, este cel ce reflectă realitatea, pentru că un astfel de verdict derivă în special din standardele conținute în tratatele și convențiile internaționale privind drepturile civile și politice și în codul de bune practici în materie electorală. Totuși vreau să scot câteva în evidență câteva deficiențe. Despre aceste lucruri s-a vorbit și eu sper că este sunt ultimele alegeri când aceste deficiențe vor mai fi în discuție. Prima deficiență, și aici s-a discutat foarte mult de societate, evident că este determinarea numărului secțiilor de votare în străinătate. Noi avem un cod electoral, în codul electoral sunt stabilite niște criterii, trei criterii foarte clare, cel puțin două din ele sunt foarte clare. Și cu toate că două din aceste criterii s-au schimbat semnificativ față de alegerile prezidențiale din 2020, numărul secțiilor de votare aprobat de Comisia Electorală Centrală în primă fază a rămas același ca la alegerile prezidențiale. Noi credem că lucrul ăsta nu trebuie să mai repete. Înțelegem că deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau prin vot, dar nu poate un simplu vot să fie arbitrar și să ignore prevederile legislației. Din păcate, în cazul unor membri din CEC, votul a fost determinat mai degrabă de partidele care e delegat la CEC, deci nu a existat până la urmă detașarea totală, așa cum prevede codul electoral, și mai puțin de prevederile legale și misiunea care o are această instituție. Mai mult decât atât, chiar și acțiunile unei majorități a membrilor Comisiei Electorale Centrale au fost constatate ca fiind ilegale chiar și de către instanțele judecătorești prin decizii definitive și irevocabile. A doua chestiune pe care vreau să o menționez este că pentru prima dată în istorie, o majoritate din Comisia Electorală Centrală a aprobat sau a încercat mai degrabă să deschide trei secții de votare pe teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Lucru care este interzis expres și imperativ în codul electoral. Chiar dacă până la urmă la această idee s-a renunțat, eu cred că însăși încercarea este condamnabilă. Mă gândesc pe viitor, nu știu cum să mai scrie în lege, ca astfel de situații să nu se mai repete, pentru că în lege scrie expres. Nu se permite deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul care nu îl controlăm. Toate acestea s-a adoptat o hotărâre a Comisiei de către o majoritate de CEC, prin care s-au aprobat aceste trei secții de votare. Trei. Din păcate, spre deosebire de alegerile prezidențiale, Comisia Electorală Centrală pentru parlamentarele din 11 iulie a refuzat să adopte o hotărâre pentru reglementarea transportării alegătorilor. Mai ales că chiar Comisia Electorală Centrală în 2020, atunci când a adoptat o astfel de hotărâre pentru alegerile prezidențiale, a stabilit cu titlul de principiu că transportarea organizată a alegătorilor, pe bani sau fără bani,
dar de către concurenți sau în interesul unui concurent, adică când nu există o transportare care nu ar fi încadrat în aceste situații, reprezintă un element ce afectează voința populară în general, adică un fel de condiții sine qua non pentru alegeri libere și corecte. Cu toate acestea, printr-un vot al unei majorități a membrilor, un vot împotrivă mai degrabă, cumva s-au ignorat aceste considerente de principiu pe care le-a reținut Comisia Electorală Centrală în cadrul alegerilor prezidențiale. Chiar dacă ele au fost adoptate pentru acele alegeri prezidențiale, eu cred că acele considerente sunt valabile pentru toate scrutinile electorale, pentru că nu putem spune că în cazul alegerilor prezidențiale trebuie să ne conducem de anumite reguli și în cazul alegerilor parlamentare putem să ignorăm anumite reguli. Din păcate, unele decizii ale Comisiei Electorale Centrale, a unei majorități a membrilor Comisiei Electorale Centrale, au fost determinate de partidele care au delegat la Comisia Electorală Centrală. Unii membri, din păcate, au continuat să fie executanți docili a indicațiilor de partide și nu au mai contat prevederile legale. A mai fost o problemă legată de decizii contradictorii ale instanțelor judecătorești atunci când s-a determinat competența de examinare a unor litigii electorale. Și aici avem un caz când însăși Curtea Supremă de Justiție, la diferență de două zile, a dat decizii total contradictorii. Într-un caz a spus că în cazul acțiunilor, contestării acțiunilor unor concurenți electorali, codul administrativ prevalează față de codul electoral pentru că este o lege specială, peste două zile, exact în cazul când trebuia să fie determinată competența de a examina o anumită cauză, a spus deja invers, că deja codul electoral, având în vedere că este o lege specială, este net superior și urmează a fi aplicabil în acest litigiu. Sigur că aceste probleme țin deja de, probabil, de sistemul judecătoresc, dar în egală măsură cred că și de calitatea actului de legiferare. Aici, probabil, noul Parlament va trebui să ajusteze aceste prevederi, așa încât pe viitor să avem, pe de o parte, atât o lege foarte clară, cât și o uniformizare sau aplicare uniformă a legislației de către instanțele judecătorești. Chiar și dacă există aceste rezerve, onorată curte de stinși judecători, solicităm confirmarea legalității alegerilor din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților Parlamentului de Legislatura a 11. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Litvinenko. Stimați colegi, avem întrebări? Din întrebări față de dumneavoastră are domnul judecător Sergiu Surcan. Poftim, stimate coleg. Stimate domnule Tinencu, întrebare. În discursul dumneavoastră ați menționat anumite deficiențe, da, în procesul de desfășurare a alegerilor. Cum credeți aceste deficiențe sau dacă în genere în cadrul procesului alegerilor anticipate parlamentare au fost comiți careva încălcări care să influențeze rezultatele votării sau atribuirea mandatelor? Pentru întrebare, deficiențe evident că au existat, dar sigur că ele nu sunt de natură să influențeze rezultatele scrutinului și legalitatea scrutinului. Da, mulțumesc! Alte întrebări nu sunt. Din partea participanților nu sunt întrebări. Luați loc, domnule Litvinenko, și cuvânt se oferă reprezentantului partidului politic Șor, domnului Dumitru Cazac. Poftim la tribuna centrală. Onorați judecătorii Curții Constituționale, stimată doamnă președinte, este onoare și o responsabilitate să apar pentru prima dată în fața înaltei curți. Cu permisiunea dumneavoastră, voi prezenta pe scurt poziția Partidului Politic Șor. Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au demonstrat încă o dată că legislația Republicii Moldova în domeniul electoral este imperfectă. Multe norme sunt imprecise, lasă loc de interpretare. Din acest motiv, considerăm că sarcina noului Parlament este de a interveni și a îmbunătăți în mod clar legislația în acest domeniu. Acest scrutin parlamentar a avut loc din cauza faptului că majoritatea actorilor politici, inclusiv toate partidele care au acces în Parlament,
și-au dorit acest lucru. Din acest motiv, sperăm că activitatea noului Parlament va fi una mult mai prodigioasă și efectivă decât a legislativă anterior. Revenind la subiectul discuției, aș dori să remarc faptul că Partidul Politic Șor nu are obiecții majore la totalizarea rezultatelor alegerilor efectuate de către Comisia Electorală Centrală. Totuși, nu pot să nu remarc faptul că domnul președinte al Partidului Politic Șor, Ilan Șor, care a fost candidat la funcția de deputat în Parlament, i-a fost îngrădit dreptul de a fi ales și anume prin faptul că nu i-a fost permis de a desfășura campania electorală. Considerăm că Partidul Politic Șor are dreptul moral, precum și întemeiat pe prevederile legislației, de a contesta rezultatul alegerilor, întrucât considerăm că această încălcare este una serioasă. În același timp, având în vedere situația de criză din țară și având în vedere necesitatea formării unui nou guvern, am luat decizia de a solicita în alte curți, de a recunoaște rezultatele alegerilor, a valida mandatele deputaților și a confirma lista candidaților supleanți. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Cazac. Stimați colegi, întrebări? Domnul judecător Sergiu Țurcan are întrebări față de dumneavoastră. Poftim. O întrebare de concretizare, care de fapt este aceeași care am acordat-o și domnul Finem. Dumneavoastră ați menționat că ați avea anumite obiecții în ceea ce privește desfășurarea alegerilor. Totuși, în vizionul dumneavoastră, aceste încălcări sau pretinse încălcări au influențat rezultatele votării și atribuirea mandatelor de deputat sau nu? Onorată instanță, considerăm că încălcările care au avut loc nu au influențat rezultatul alegerilor. Da, mulțumesc. Întrebări față de dumneavoastră are și doamna judecător Luba Șova. Poftim. Ați afirmat în ședință publică că unui concurent electoral i s-a îngrădit dreptul de a fi ales. Concretizați, vă rog, cine i-a îngrădit, cum i-a îngrădit și ce acțiuni ați întreprins ca să contestați aceste încălcări. Mulțumesc. În altă instanță, după cum cunoașteți, domnul președinte Ilan Șor s-a adresat în numărate demersuri la autoritățile publice din Republica Moldova pentru a fi asigurat accesul de a desfășura campania electorală. Din câte cunosc, nu am primit niciun răspuns la aceste demersuri. Din acest motiv, am formulat prezenta poziție. Mulțumim. Alte întrebări? Nu sunt. Din partea participanților procesului avem întrebări? Nu sunt. Vă mulțumim, domnule Cazacu. Luați-vă, vă rog. Se oferă cuvântul de încheiere părților. Și cuvântul de încheiere poate fi ascultat de pe loc. Poftim, domnule președinte, sau dumneavoastră, domnule Cazacu. Dacă o să-mi permite, slavă. Onorată curte, noi la fel suntem de părere că curtea urmează să recunoască legalitatea scrutinului parlamentar anticipat de 11 iulie 2021 să valideze mandatele deputaților, deci care se regăsesc pe lista celor trei concurenți electorale care au trecut pe pragul respectiv și la fel să aprobe lista deci mandatelor supleanți, care urmează să se regăsească la fel în hotărârea de validare. Vis-a-vis de cele menționate de stimații reprezentanți ai partidelor politice, vreau să comunic că CEC a depus efortul conjugat, comun, de a organiza într-un timp foarte scurt, în condiții ale unei legislații imperfecte, procesul în cele mai bune condiții, ceea ce am și demonstrat. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim, domnule președinte. Poftim, domnule Șarban, dumneavoastră. Onorată curte, susținând cele spuse de domnul președinte, fiindcă așa cum am menționat, aceste spuse sunt rezultatul unei hotărâri colective ale membrilor comisiei care au participat la ședință, 8-9, unanim, s-a votat. Eu totuși aș vrea să menționez unele probleme și aici voi avea o poziție ușor divergentă de cea pe care a enunțat-o domnul Litvinenko. Într-adevăr, patru probleme pe care le-a enunțat domnia sa au suscitat o atenție publică sporită, au dus la manifestări de stradă în unele cazuri și o incertitudine majoră între
funcționarii electorali care urmau să asigure procesul în această zi. Să luăm cea din urmă afirmație despre prestația instanțelor judecătorești de drept comun. Cred că este inadmisibil ca o hotărâre atât de mult așteptată despre numărul secțiilor de votare pentru concetățenii noștri din Transnistria să fie adoptată cu doar câteva ore înainte de începerea scrutinului propriu-zis. Vă reamintesc pe această cale că hotărârea în alte Curții Supreme de Justiție a fost pronunțată la orele 16 în ziua de sâmbătă, la 10 iulie. Bine că a fost o hotărâre care nu a schimbat paradigma în mod serios. Dar închipuiți-vă doar dacă se schimba cumva hotărârea inițială. Și noi urma, așa cum s-a cerut în instanță, în această zi, în ultimele ore când buletinele sunt repartizate, când toți funcționarii electorali deja sunt porniți pe calea de a organiza alegerilor, să schimbăm această paradigmă din 41 la 12 secții de votare. Este adevărat aici că Comisia a avut și aportul său că s-a ajuns până la această situație. A fost o bâlbâială și din partea Comisiei. Bine că pe ultima sută de metri s-a renunțat la aceste trei secții de votare și s-a ajuns la un numitor comun. Dar eu mi-închipui și eram într-o așteptare groaznică dacă ar fi fost o altă hotărâre a instanței supreme cu privire la aceste secții de votare. Eu cred că ar fi fost o situație ieșită din comun și pe care noi n-am fi putut să o controlăm. Cu secțiile de votare din străinătate, este adevărat că sunt niște decizii care și le-a asumat o majoritate. Este normal, este un organ colegial și atâta timp cât eu nu am probe, eu nu pot să-i bănuiesc pe colegii mei de imparțialitate, de parțialitate, mai bine zis, de îndeplinirea unor indicații ale partidilor și așa mai departe. Că există această problemă, da. Dar eu cred că nici societatea astăzi, nici partidele politice celelalte, nu reacționează. Vă aduc aminte că cu 2 ani și ceva în urmă, un lider al unui partid politic declară sus și tare că îi retrage sprijinul politic, vezi, Doamne, președintei Comisiei Electorale Centrale și nimeni n-a reacționat. N-a reacționat Parlamentul, n-au reacționat partidele politice extraparlamentare și n-a reacționat societatea civilă. Eu consider că o asemenea afirmație a unui lider de partid, a unui partid în esență, este contrară spiritului, jurământului care a fost dat de către fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale și cred că urmau să ia atitudine factorii decizii privitor la o asemenea abordare. Eu sper că Parlamentul care vândem să fie validate mandatele, în prim plan va pune problema adoptării unui nou cod electoral pentru a soluționa aceste probleme. Și aici eu vin, ajung la problema în care eu nu sunt de acord cu domnul Litvinenko, că aceste probleme pe care le-a enumerat dumneavoastră sunt doar rezultatul acestei pertinități a unor membri ai Comisiei. În primul rând, în viziunea mea, aceste probleme și altele, dar mai minore, sunt rezultatul unui cod electoral care adoptat în 97, la sfârșitul anului, până astăzi a fost modificat de 67 de ori. Și niciodată nu s-a pus problema ca acest cod să fie revăzut totalmente, să fie adoptat cu un sprijin larg, cu o participare largă a savanților, a practicienilor din domeniu, pentru a elimina aceste situații. Să luăm chiar același articol 31, care stabilește numărul secțiilor de votare în străinătate. Eu nu sunt de acord că cele trei criterii sunt atât de clare și univoce. Da, vorbim despre numărul de alegători care au participat la ultimul scrutin, dar care este acest ultim scrutin? De același gen sau ultimul după perioada
în care a avut loc, vorbim despre numărul de concetățeni ai noștri care se află în străinătate. În înțelegerea mea, și mă bazez pe date, astăzi nici Ministerul, nici alte instituție a statului nu are date relevante, poate cu excepția Italiei, poate cu excepția Federației Ruse în ultima perioadă, despre numărul de cetățeni ai noștri care lucrează sau domicilează temporar în acest stat. Deci cum putem noi să luăm acest criteriu ca unul din criteriile enumerate în cod atunci când nu știm aceste date? La fel și cu numărul de înregistrări prealabil. Noi vorbim de 100 de mii de înregistrări. De fapt, de la scrutinul precedent au fost doar 40 de mii. Care înregistrări parvin de la 4 mii și ceva de localități din străinătate. Acum închipuiți-vă, am putea noi, în baza doar acestor înregistrări, să constituim secții de votare într-un număr atât de mare de localități, cu siguranță că nu. Deci, cu transportul organizat. Vreau să vă amintesc, onorat curte și celor prezenți, că după alegerile parlamentare din 2019, noi am prezentat în altul for legislativ, unicul for legislativ, o serie de modificări la acest cod electoral, în virtutea practicii care s-a constituit la acel moment. Cu părere de rău, până astăzi, acele modificări la care a pus mâna și s-a uitat atent peste ele și domnul Litvinencu, care este prezent aici, de altfel, doar doi deputați au venit în cadrul Comisiei Electorale Centrale și au încercat să ne ajute să facem un cod electoral cât mai eficient și cât mai adaptat condițiilor actuale. Nu a fost să fie. Ori în acele propuneri se conțineau și niște propuneri de lege ferendă privind reglementarea transportului organizat în ziua alegerilor. Transport organizat care, în calitate de servicii, s-ar părea că dintr-o parte este o tentativă de corupere, dar din altă parte, dacă s-au adunat câțiva cetățeni și au venit cu o mașină, nu văd aici niciun fel de transport organizat și nu văd o modalitate de a sancționa sau necesitate și modalitate de a sancționa pe acești cetățeni. În viziunea mea, aceste probleme există, persistă și sper că următorul Parlament va veni cu modificări serioase la codul electoral, iar următoarea componență a Comisiei Electorale Centrale va avea mult de lucru pentru a implementa prevederile noului cod electoral. Eu susțin solicitarea de a fi validate alegerile și validate mandatelor deputaților în Parlament. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Șarban. Poftim, domnule Litvinencu, cuvântul de încheiere al dumneavoastră. Mulțumesc, onorată curte, distinși judecători. Subiectele sunt foarte interesante, într-adevăr, dar probabil după finalizarea alegerilor, într-adevăr, va trebui să muncim pentru a veni cu un alt cod electoral sau pentru a-l ajusta semnificativ pe acesta. Legat de subiectul discuției, noi solicităm confirmarea legalității alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și confirmarea și validarea mandatelor deputaților Parlamentului de Legislatura 11 și aprobarea listei candidaților supleanți care vor veni eventual ulterior. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Cuvânt de încheiere se oferă reprezentantului Partidului Politic Șor, domnului Cazac. Poftim. Onorată instanță, nu am nimic de adăugat la poziția prezentată anterior. Din acest motiv solicităm și noi confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. Mulțumesc! Vă mulțumim! Judecătorii Curții Constituționale se retrag în Camera de Consiliu. Pronunțarea hotărârii va avea loc la ora 12. Thank you.
extras din hotărârea Curții Constituționale numărul 20 din 23 iulie 2021 în numele Republicii Moldova, Curtea Constituțională, judecând în componența doamnei Domnica Manole, președinte, domnului Nicolae Roșca, doamnei Liuba Șova, domnului Serghei Țurcan, domnului Vladimir Țurcan, judecători, cu participarea domnului Marcel Lupu, asistent judiciar, având în vedere sesizarea înregistrată pe 19 iulie 2021, examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică, având în vedere actele și lucrările dosarului, deliberând în Camera de Consiliu, în baza articolelor 62, 69, aliniatul 1, 135, litera E și 140 din Constituție, 4, aliniatul 1, litera E și 26 din legea cu privire la Curtea Constituțională, 4, aliniatul 1, litera E și 62, litera D din Codul Jurisdicției Constituționale și 98 din Codul Electoral, Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se respinge ca nefondată contestația formulată de partidul politic Noua Opțiune Istorică cu privire la declararea nulității alegerilor. 2. Se confirmă rezultatele alegerii Parlamentului de legislatura a 11-a din 11 iulie 2021. 3. Se validează mandatele deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, după cum urmează. Partidul politic, Partidul Acțiunei și Solidaritate. 1. Grosu Igor. 2. Gavrilița Natalia. 3. Popșoi Mihail. 4. Litvinenko Sergiu. 5. Spânu Andrei. 6. Nicolaescu Onofrei Liliana. 7. German Doina. 8. Bolea Vladimir. 9. Roșca Veronica. 10. Carp Lilian. 11. Davidovici Natalia. 12. Stamatie Olesia. 13. Voloh Larisa. 14. Perciun Dan. 15. Groza Ion. 16. Păslariuc Virgiliu. 17. Manic Valentina. 18. Șoimaru Vasile. 19. Alaiba Dumitru. 20. Marian Radu. 21. Sajin Galina. 22. Frunze Petru. 23. Nantoi Oazu. 24. Grădinaru Vasile. 25. Mija Artur. 26. Raco Ana. 27. Druță Mihail. 28. Adam Marcela. 29. Belei Adrian. 30. Cușnir Mariana. 31. Budianski Dumitru. 32. Truca Alexandr. 33. Canațui Oleg. 34. Talmazan Igor. 35. Morozova Marina. 36. Quatrabi Iersilia. 37. Novak Larisa. 38. Lazarencu Sergiu. 39. Cheptonar Andrian. 40. Gonța Maria. 41. Marcoci Boris. 42. Băluțel Adrian. 43. Cătănoi Artemie. 44. Coșeru Ina. 45. Pancu Maria. 46. Șpac Ion. 47. Babici Ion. 48. Munteanu Pojoga Angela. 49. Spânu Victor. 50. Nistor Marcela. 51. Vasiloi Rosian. 52. Sinchevici Eugeniu. 53. Păsat Iurie. 54. Ichim Gheorghe. 55. Chiriac Igor. 56. Dascălu Iulia. 57. Bandalac Efimia. 58. Grosu Liliana. 59. Angheor Ghiesei Gheorghe.
60, Popa Zinaida, 61, Cazacu Victoria, 62, Jacot Vitalie, 63, Istratii Dorian. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. 1. Voronin Vladimir, 2. Dodon Igor, 3. Greceanu Zinaida, 4. Bătrâncea Vlad, 5. Reidman Oleg, 6. Țârdea Bogdat, 7. Dolință Ala, 8. Pilipețcaia Ala, 9. Botnarenco Elena, 10. Suhodolski Alexandr, 11. Starăș Constantin, 12. Smirnov Eduard, 13. Furculiță Corneliu, 14. Nigai Veceslav, 15. Lozovan Irina, 16. Cunețchi Tatiana, 17. Gagauz Fiodor, 18. Muduc Valeriu, 19. Răileanu Adela, 20. Darovan Naya Ala, 21. Bolea Vasile, 22. Odnostalco Vladimir, 23. Sibova Inga, 24. Burduja Petru, 25. Mudreac Radu, 26. Karaman Diana, 27. Tatarlı Kiril, 28. Beliakova Elena, 29. Căpățină Svetlana, 30. Novak Grigore, 31. Rusol Nicolai, 32. Coxal Ivana. Partidul politic Șor, 1. Șor Ilan, 2. Tauber Marina, 3. Ulanov Denis, 4. Jardan Petru, 5. Apostolova Regina, 6. Fotescu Vadim. 4. Se confirmă listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 1. Din partea Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, 35 de candidați. 2. Din partea Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, 70 de candidați. 3. Din partea Partidului Politic Șor, 95 de candidați. 5. Se trimite prezenta hotărâre Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei Electorale Centrale. 6. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Președinte, semnătura, Chișinău, 23 iulie 2021, hotărârea Curții Constituționale, numărul 20, dosarul numărul 168-E, fracție 2021. În scurt timp, hotărârea motivată va fi publicată pe pagina Curții Constituționale, comunicatul din hotărâre la fel va fi publicat și în scurt timp președintele Curții va susține un briefing de presă. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi în ședința Curții. Ședința Curții Constituționale se declară închisă. O zi frumoasă să aveți! La revedere!